Pagile iubirii. Nu știm exact ce intenții are Seba în legătură cu Adelina, însă o incursiune în trecutul doamnei Margareta poate fi o lecție pentru viitor. Aici. Mai tu voie să discutăm. Dacă azi mi-ai spus și chiar am rămas surprins și... Bine, asta e un secret. La ce te-ai gândit, e foarte bine. Asta e un mare, mare secret. Deci știu, dar numai eu știu, obligat forța de asta... Tu și m-a irosit așa și Ion, știi? Oricum, eu am, stai deci puțin, că nu e vorba... Deci nu s-a aflat sau ceva? Nu, Doamne ferește, pentru că și eu știam de, cererea lui și de inelul lui și n-am dar deci ce vreau să zic? Eu am citit într-adevăr scrisoarea ei, dar până la urma urmei... Nu, Sebi, asta e decizia ta, tu faci ceea ce e bine pentru tine, deci nici nu vreau să după aceea să spară rău de ceva. Nu, dar plus că e un pas foarte, foarte mare. Corect. Bine, asta cu inelul, da. În fine, eu la mine o să fie hai să o propunere diferită. Când m-am căsătorit eu cu taic-tu, la 21 de ani jumătate, am plecat de acasă din cauza că eu nu ieșeam. Eu n-am avut libertatea care din ziua de azi. Și m-am măritat crezând că poate dacă mă mărit, poate pot să ies cu soțul seara, ies la plimbare, mă duc, vin cu taic-tu, știi? Tata atunci am zicea, te gândești bine, ori te măriți, ori ți-au un apartament. Și am zis că mă mărit. Tata aia a făcut nunta. Da, dar vrei să-ți iei apartament. Poftim? Vrei să-ți iei apartament. Tata aia mi-a zis în față, deci tata aia a venit din străinătate și a zis, ori ți iau apartamentul, ori te măriți. Pentru cât dau pe ei, cu toată munta știi că a făcut tata aia. Uh-huh. I-am zis că m-am mărit, pentru că așa erau timpurile atunci, erai sub apuc, adică nu te lăsa să te duci la discotecă, nu te lăsa nicăierea, deci de la școală acasă și așa mai departe. Și am ales să mă căsătoresc. Eu cu taic-tu am vorbit aproape 2 ani de zile. Mi-am înțeles, nu a fost nicio problemă. Am văzut eu că, m-am sudat pe la el, am văzut că nu-mi deschid, în casă auzea gălăgii, el era cu altcineva era. Bine, am trecut cu vedere, am zis că era deja sala luată, pregătiri de nuntă și așa mai departe. N-am știut caracterul pe care îl are, pentru că el s-a comportat 2 ani de zile cu mine super ok, taic-tu. Și am făcut nunta, ne-am mutat, aveam apartament și pe a treia zi de nuntă m-am dus la Didina, la mătușa, nu știu ce să iau, m-am mers amândoi până la ea. Era într-o duminică, nu weekend era, am impresia. Servis vreo câteva pahare. Când am ieșit de la Didena prin spate, pe acolo, printre blocuri, m-a luat la bătaie de pe stradă până acasă. Și de asta îți spun, am făcut un pas ca să fiu cu cineva și toată viața. Da, mă, că așa dacă știam, tocmai... eu nu făceam pasul ăla și cine știe ce era. Eu de asta îți spun ție, deci... Măi, eu știu prea bine ce am de făcut și tocmai lasă-mă să zic. Tu trebuie să faci ceea ce e mai bine pentru tine. Eu am citit scrisoarea, îți dai seama. Dar ținând cont că atât eu, dar mai mult ea, a trecut prin multe aici, știi? Corect. Și, într-adevăr, căsătoria asta, mai ales că noi am mers pe... pozică pe repede înainte. În fine, am stat noi în casă, dar n-am avut tangențe foarte, foarte mari, știi? Și am stat așa câteva zile, a urmat cuplul și după să urmeze și pașii ăștia mari, nu. Și păi, am mai nevoie de timp de tot și tocmai de asta vreau să mai las ca lucrurile să... încă pregătit, Sebi. Păi da, nu, dar eu simt asta. Sebi, nu-s așa, Dumnezeu mă vede, nu-s așa. Eu acum, știi ce zic? Dacă mi-ar da Dumnezeu ani înapoi, aș... căsca și eu ochii pe românești. Asta vreau ca să fac. Văd cu cine sunt, pentru că eu la mine a fost țeapa vieții pe care am luat-o și așa mai departe. Tu știi destul de bine situația. Deci vreau să zic, nu regret, nu-mi pare rău, Doamne ferește, că să fie țărână ușoară, dar am crezut că mări din dragoste și încolo... O trecut ani care fost. A fost ce a fost. Dacă iei pe cineva lângă tine,
să o iubești cu inima și cu sufletul și cu tot din adânsul tău, să ții la ea, să fiți unul pentru altul. Da, asta și vreau, nu vreau să-mi bat și la greu, pentru că viața nu e ușoară. Nu știi tu de bine, deci din partea mea ajutorul să ai tot timpul, dar trebuie să ai femeia care să te completeze pe tine. Se spune că oamenii înțelepți învață din greșelile altora. Și cumva, poate povestea asta pe care i-ați istorisit-o lui Seba, nu știu dacă o știa sau nu, v-a apucat nostalgia și i-ați povestit despre toate lucrurile astea pentru că n-ați vrea să facă aceeași greșeală pe care spuneți că ați făcut-o dumneavoastră. Nu m-am referit la asta. El oricum știa destul de bine, știe destul de bine situația care a fost înainte, dar i-am spus într-un sens să aibă grijă în viitor, dar nu, adică să nu fie... Doamna Margareta, încă nu vreau să vă întreb direct, că înțeleg, încercați să vă găsiți cuvintele, să pară totul cât mai... Ați fost fericită în căsnicie? Și da, și nu. De ce da, de ce nu? Au fost părți și bune, au fost părți și rele. Faptul că Seba este aici, pe canapea lângă dumneavoastră, cred că este una dintre cele mai importante lucruri care vi s-au întâmplat în căsnicia asta. Dar faptul că soțul dumneavoastră vă respecta și nu prea... Da, și după... ne-am despărțit, după câțiva ne-a decedat. Și... așa a fost să fie. Și... dar... el, eu am încredere în el, eu știu destul de bine pentru că el... o să facă ceea ce e mai bine pentru el. Și de asta îl și las, pentru că văd că are cap pe umeri și gândește foarte bine. Și... dar a fost un tată bun pentru da, Seba? Foarte. Deci, absolut. La calmitate și la tot pe el. Și chiar îi sunt recunoscător pentru asta. E foarte bine să fii așa în viață, să-ți vezi de pătrățica ta și să... E adevărat, dar în același timp trebuie să înveți și cum să te porți cu femeia de lângă tine. Știi, puterea exemplului este foarte importantă. Și în familie de obicei înveți că așa cum ai văzut în familie trebuie făcut sau așa cum ai văzut în familie nu trebuie făcut. Sau poate ce nu ai văzut și ai fi vrut să faci tu, spre exemplu, eu fiind singur la părinți, mi-am dorit... din tot sufletul să mai am un frate. Și de ce nu l-ați făcut, doamna Margareta? Nu am putut să fac copii. N-ați mai putut? Nici pe el n-am putut să fac. Cu tratamente l-am făcut. E, știți cum e, cu tratamente și eu am făcut tratamente și după ce am renunțat la tratamente am făcut doi. Eu imediat, deci după 3 luni imediat am rămas. Era o formă mai ușoară, dar pisteane mi-am dorit să fac a doilea și n-am putut. Și tocmai asta zic, ce nu am văzut și mi-am dorit să fac eu sau ce am văzut și nu mi-a plăcut să nu fac. Sunt niște chestii foarte constructive. Cumva, ascultând povestea asta, am înțeles poate și atitudinea pe care o aveți dumneavoastră. Aceea de cloșcă, de protectoare, de da, mamă dar, nu, disperată să îi fie bine copilului. Și asta, dar sunt o femeie care am fost mulți ani pe picioarele mele și... am muncit, mă zbat să fie totul cum trebuie și nu accept să se întâmple ceva copilului meu. Chiar și cu o vorbă urâtă mă deranjează, pentru că nimeni nu știe cum să crești un copil sau și să-l vezi mare și deci de asta nu suport o jignire sau un cuvânt urât asupra lui. M-a aprind imediat. Adelina, tu știai de... toate lucrurile astea din viața lui Seba? Nu știam. Nu am apucat să discutăm. Încet, încet, trebuie să vă descoperiți unul pe celălalt, pentru că... nu se iasă afară. Indiferent cât de lină a fost viața unui om, tot vine cu un bagaj la pachet. Cu siguranță. Cu toții avem niște geamantane grele de cărat și pe care le tragem după noi toată viața. Dar geamantanele alea ne fac mai puternici și mai înțelepți.
Doamna Margareta, dar dumneavoastră ați avut această discuție cu Sebastian și prin prisma faptului că poate dumneavoastră considerați că ar fi prea devreme o căsătorie acum până în finală? Acum e prea repede, deci și el singur a spus. Da. Deci, ei rămân într-o relație pe viitor, chiar... Deci asta încercam să vorbesc cu Sebea, să-mi spunea și am zis că foarte bine face chiar. Ei se iasă afară și se cunoască mult mai bine, deci pentru că acum... Da, dacă erau de la început împreună în casă... Dar poate li se pune pata, problemă. Doamna Margareta, și uite, în ziua finalei se hotără să se căsătorească. El ia decizia. Adică eu nu văd de ce nu ți-ai depune actele, că după aia poți să... No. Este prea repede, cu siguranță. Nu vrem să grăbim lucrurile și este timp pentru toate. Eu am observat în discuția pe care ați avut-o cu Seba, cumva că i-a spus să deschide foarte bine ochii. Cumva v-a schimbat un pic părerea vis-a-vis de... Nu, despre Adelina nici într-un caz. Eu chiar mi-mi place de ea și chiar îmi doresc să fie cu ea. Dar având în vedere că dacă erau de la început în casă, da, cum sunt și celelalte cupluri, se cunoască și așa, da, el nu era nicio problemă, dar... Deci timpul ăsta e prea scurt, adică... Am întrebat asta pentru că am văzut că v-a schimbat părerea și despre situația din casă în general, că ați văzut că este diferită față de cum este la televizor și în casă este altceva. Da, dar eu, normal, că eu mă gândesc la Sebi și indiferent chiar dacă aș spune ceva, tot el ia decizia. Eu una îi accept așa cum este. Bun. Discuțiile însă nu s-au încheiat aici. O să vreau să vedem și imaginile următoare, pentru că știți foarte bine, Seba a intrat în casa Mireasa cu doamna Gabi. Care sunt opiniile legate de acest subiect? Aflăm chiar acum. Capricile iubirii. În cadrul galei de sâmbătă, doamna Gabi a izbucnit în lacrimi simțind că lucrurile nu sunt în regulă între Seba și Adelina. Am fost alături de copilul ăsta 100%. Eu mor aici. Doamna Marga, ce părere aveți? Nu-mi dau cu părerea. Ce ori îmi trebuie cu părerea? Plânge doamna Gabriela și dacă... Ce e doamna Gabi? Mă doare sufletul de tot ce se întâmplă. Ai, da, mai, nu începe. Oricum noi suntem bine, suntem într-o relație, adică da. Nu s-a... Da, toată lumea vede. Vom lua treptat. De când ai intrat în emisiune, vrei ceva serios și normal. Nu-ți bate joc. Gabi, știi că am vorbit cu tine și am zis să nu-ți bat joc de Sebi. Gabi, dacă am un cuvânt, pot să-l spun eu, nu Gabi. Gabi să-și vadă de lungul nasului. Întolește-te puțin. Gabi. Și paharul în mână. Ia apărarea lui Seba și... Mama are sufletul pahana, nu mai doamna pot. Marga! Gabi, ce ți-am zis că lucrurile ies la suprafață? Tu mai buci că mironosiță, tu vezi de litări, Gabi. Măi, da... Știți, să știți bine. Că Gabi simte. Las să-mi blângă pentru cine este. Credeți că dacă ar putea, nu s-ar opri? Nu pentru nici într-un caz. Dacă tu ai grijă de pahar, tot, vizit. Da, am grijă și de pahar. Doamna Margareta începea să facă o mică analiză a situației dintre fiul ei și Gabi. Am fost chemat chiar de la început în emisiune și n-am putut zidea. Am zis, băi, am încredere în el și știu că zici scurt, deci știi. Deci asta e chestia, una e mama și alta e o străină. Vineri seara m-au băgat, uite, azi vineri, sâmbătă m-au băgat vineri pentru că Adelina trebuia să plece sâmbătă dimineață. Da. Altfel te băgat sâmbătă? M-au băgat vineri seara. Da, altfel te băgat sâmbătă. Sâmbătă m-au băgat atunci, abia la 1, știi? Dar pentru că Adelina a plecat sâmbătă dimineață, m-au băgat vineri seara să mă trebuie. S-o prins, da. Mi-ar fi părut rău să nu mă mai pot întoarce. Că de asta am și zis că... De-aia am mai avut puterea să mă întorc. Dacă nu, nu cred că mă întorceam. Dacă nu intrați dumneavoastră, îl așteptam pe Seba afară și vorbeam cu el. Am intrat în casă pentru ei doi, am zis. Da. Mai ales că deja formase în cuplu. Culmea, știi care e? Pentru că mie, Sebi, niciodată mi-a cerut ajutor. Spun sincer. Nu. Niciodată în viață. Niciodată. Nici când era la facultate. Nici. Chiar dacă s-o mai plâns, că va, că e greu, că nu știu ce, că cu tare. Dar să îmi plângă și să-mi zic că am nevoie de ajutor cu o mamă? Fa. Mai ales, mi s-a trezit în cap și cuvântul prost. Va. Atunci ai nebunit la tot. Fa. Atunci a fost prima bușală. A doua a fost când a început să-mi plângă copilul.
Deci... Când a început să plângă? Când mi-a trimis mesajul prin urmă, știi? Atunci. El a și plâns atunci, știi? Și a zis că s-o pupă arma mai poate, a zis că trei persoane îl termină din casă și să vin. Deci mie se niciodată nu a cerut ajutor, niciodată nu s-a plâns să-mi zic că e greu sau zic că să-mi plângă. Efectiv, am zis că chiar nu mă poate, deci efectiv nu mă poate. Am ajuns la concluzia că nu mă poate. Dar atunci când m-a făcut prost, nu știi cât lumea m-a sunat? Am zis că asta cred că e drogat, ori e mahmur, oriceva are, cred că am zis că nu-i să nu poate scapa. Schimbă subiectul, treci la altele din afara casei. Da, Adelina. Da, Adelina. Capricile iubirii. Deși pare că a avut loc o conciliere între dumneavoastră, doamnelor, situația nu e așa și cuiul a rămas acolo, în sufletul dumneavoastră, doamnă Marga. Da. Adevărat. Ce e, Seba? Nu, adevărat. Mai zic eu vorba asta, adevărat. Mm-hmm. Pentru că, nu știu, eu și azi am întrebat-o, de ce totuși plânge, o plâns în gală pentru Sebi? Ceea ce nici n-ar trebui să o afecteze, pentru că ea totuși are concepția că Gabi, că Adelina nu este pentru el. Ea numai de Sebi în casă și-a pus opinia că Adelina nu e pentru el. Dar la alt cuplu nu și-a pus opinia niciodată ea. Asta e problema. De ce nu mai pe el? Mamă, dar am trecut. Pe mine asta mă deranjează și vă spun sincer că mă deranjează. Și chiar pot să zic că nu mai pot să stau. Nu vreau să... Trebuie să treci peste, înțeleg? Te-am trecut. Păi trebuie să dar treci. Dar nu mă deranja chiar sâmbătă o plâns în gală. Dar astea au fost sentimentele. Dacă doamna Gabi a simțit nevoia să se descarce în felul ăsta, nu știu dacă e de condamnat. Și zice că el o susținut 100%. Păi m-a susținut cât a putut, cum s-a putut, mi-a fost alături, nu mă plâng. Și acum ești cu mine, nu văd de ce mai trebuie să aducem trecutul ăsta. Că... Și doamna Gabi este o fire foarte empatică. Adică a plâns pentru foarte multă lume în casă, exact. Indiferent pentru ce motiv ar fi fost. Și chiar din ce am văzut noi pe parcursul competiției, chiar a ținut foarte mult la Sebi și l-a susținut cum a putut. Și dacă s-a opus... Da. Dumneavoastră nu sunteți de acord cu ce spune Ana. Dacă așa zice, așa... Păi nu, dar este problema... opinia ei. Eu vreau să aflu și opinia dumneavoastră, că până la urmă avem problema... niște discuții, nu e la impus aici care nimic. Este că ea nici într-un cuplu în casă nu s-o băga, să zic, băia nu-i bună pentru tine, să nu-i bună. Dar poate n-a simțit pentru niciun cuplu lucrurile astea, a simțit doar să-i spună lui Seba... Că dacă... poate așa simte, acum nu înseamnă deci... că adevărul e la doamna Gabi. Problema este că dacă e lăsat de la început, e acum forma un cuplu, deci nu mai era... Acum l-am format, suntem bine, nu mai erau poate să... mai avansați. Da, dumneavoastră da, spuneți, doamna Marga, că de fapt Gabi le-a luat șansa la a juca în finală. Vede că nu-i pentru el. Nu știu de ce vede. E clar văzătoare. Doamna Marga, acum fie vorba între noi. Dacă doi oameni sunt îndrăgostiți, apoi poate să crape cerul și pământul. Nu mai ții cont. Nu mai ții cont de nimic. Poate să vină oricine să zică orice, că tu treci peste și îți vezi de treaba ta. Nu eram sigur. Avem cazul unui alt cuplu din casă în care mama soacră se opune încă de la începutul competiției. Și acum iar au apucat-o niște... O să vorbim și despre asta azi. Eu nu mă bag în relația lor. Sebi destul de mare ca să... Da, dar poate doamna Gabi, dacă a venit cu Sebi, s-a simțit responsabilă pentru fericirea lui și de atunci de aia s-a opus și mai mult acestei cunoașteri. Poate a simțit că nu s-a părut că s-a opus până la urmă și a spus punctul de vedere. Exact. A spus că nu consideră că Adelina este... Da, dar... Sincer. Iar un prieten, scuză-mă puțin, Adelina, un prieten nu trebuie să spună doar ce vrei tu să auzi. Da, tocmai, îți e prieten, acela care îți spune în față și lucrurile bune și pe cele mai puțin bune. Da, Ade. Am vrut să zic că din chiar a doua zi de live a spus că am sufletul plin de răutate, ținând cont de faptul că nici măcar nu mă cunoștea, doar uitându-se la mine și probabil asta pe parcurs. A fost probabil o problemă între ghilimele, deoarece Gabi n-a suportat pe Adelina pentru asta că a fost era prietenă cu Alex. N-are nicio legătură în are. Mai mult ca sigur, nu știam cine e. Și ai spus că am sufletul plin de răutate doar uitându-te la mine, fără să discuți cu mine, ceea ce nu a fost corect. E părerea ta. Da, și totuși pe parcursul competiției, atât și Seba cât și Adelina au susținut că ei nu găsesc pe altcineva în casă. Ei au susținut de foarte multe ori acest lucru, că nu este nimeni pentru mine în casă.
Și asta n-a fost doar o singură dată. Și atunci aici n-a mai fost vina doamnei Gabi. Și atâta timp cât știam că doamna Gabi... Eu vreau să întreb pe doamna Margareta, de ce nu crede faptul că doamna Gabi i-ar dori binele lui Seba? Pentru că, cumva, dumneavoastră spuneți că întotdeauna a fost împotrivă. De ce nu considerați că, totuși, așa vede ea și că, într-adevăr, ține la Seba și, tocmai pentru că ține la el și îl apreciază, consideră că poate i s-ar potrivi altcineva? O altă persoană sau că, mă rog, nu se potrivește Adelina cu el. Dar ea nu are dreptul să-și dea cu părerea ce fata-i trebuie lui, pentru că singurele aia decizia. Mă, și-a zis, nu mă bag. Și-a zis. Vezi că înțelegi greșit, nici Margareta. Una ea îi spune și a... În primul rând, eu nu dau sfaturi. Dar și în gala ai spus. Dar am spus că îmi pasă foarte tare și îmi va păsa și nu vreau să sufere. Și în gala pentru spus, că noi am intrat aici ca o echipă, am intrat împreună cu el să fiu alături de el. Pentru că... Povestea și ceea ce s-a întâmplat în casa băieților nu a fost treaba mea, deși eu am încercat cu fiecare băiat în parte să vorbesc. Nu știu cât l-ai susținut. Deci asta e problema. Am mai susținut și gata, uite, țin cu Gabi, na? Că nu mai suport. L-ai susținut. Nu mai suport să aud atâta vâlbă și atâta. Pe bune. Nu mai suport. Da, Seba, să știi că așa cum tu ai o opinie și ți-o exprimi, cred că și eu, dar doamnele au dreptul la opinie, adică... Este adevărat, dar aud și eu zi de zi și subiectul s-a dus, adică cât s-a dus, dar uite că încă Adelina are niște lucruri, doamna Gabi are niște lucruri, doamna Margareta, la rândul dumneaei. Tu ești cumva prins la mijloc și înțeleg că pentru tine e complicat, dar în același timp să știi că dacă nu se discută despre... De-aia suntem în era comunicării, pentru că se spune că dacă comunicăm suficient de mult și de bine, atunci lucrurile se așează mult mai ușor. Oricum a venit cu păreri proaste făcute și n-a venit să discute direct cu mine, că așa era normal. Intru în casă să vorbesc cu persoana respectivă, să văd cum stau lucrurile. Intri pe scandal, pe bătaie și pe a sări de gât oricui. Pe bătaie? Nu mi-ai zis în seara aia că mă bați până dimineață? Da, eu înțeles greșit, dacă tu erai... cu drojdie în gură, normal că înțelegești. O acuzați de că o acuzați pe doamna Gabi că... Mai mult decât. De asta i-am zis și azi. Ar fi bine să merg la un medic să trateze încă. Nu sunt bolnavă. Mai mult ca sigur. Sunt sănătoasă, să știți. Chiar foarte sănătoasă. Nu se vede oricum. Mai bine tac, deja am sătul de toate problemele, până ce cap, îmi pare enorm de rău că l-am trimis-o cu Gabi, mai bine nu vinea. Mă, gata, mă. Eu zic că timpul le va rezolva pe toate, timpul va scoate la lumină absolut orice, străim și să vedem ce se va întâmpla. Și mai mult ca sigur o să-mi povestească Sebi afară tot. Da, chiar o să mă bucur să povestesc. Hai să aflăm ce părere au telespectatorii vis-a-vis de toată situația asta. Avem mesaje pentru doamne? Da. Te rog, Ionuț. De doamna Gabi o doare sufletul că îl pierde pe Seba. Mai avea puțin și reușea să-l scoată din casă necuplat. Până în ultimul moment se bagă în relația lui Seba. Dacă nu era ea și ura ei față de Adelina, cei doi formau de mult un cuplu. Dar mama lui ce face lui Seba cu aranjamentele ei cu Adelina? Mai mult rău decât bine. Doamna Gabi nu a plâns numai pentru Seba, a plâns de fiecare dată când a simțit. E o fire simpatică și sufletistă, toată casa o iubește. Foarte bine a vorbit mama lui Seba. Plânge madame Gabi? Ceva nu este în regulă cu ea. Ar fi vrut să plece după acest show, tot ca și confidenta lui Seba, un nou job. L-a stricat, i-a stricat doamna Marga planurile. O să plângă doamna Margareta, Adelina se joacă cu Seba. Nu e Gabi vreun model de urmat, dar și doamna Margareta, doar jignirile sunt de ea. Bun, sunt o parte din mesaje, cu siguranță veți avea ocazia să le citiți.